Cardoso a fost în centrul atenției aseară, luat la ochii de antrenori și cu echipieri, după ce a spus că nu-l mai interesează echipa și după ce a întârziat la un antrenament, Cardoso s-a revanșat cu vârșin de sat. A deschis scorul în minutul 6, a obținut penaltiul ratat de Hidișan și a încheiat o seară perfectă prin golul marcat în ultimul minut. După ultima reușită, Cardoso a scos la iveală tricorul pe care era inscripționat mesajul „Aparțin lui Dumnezeu”, preluând astfel modelul mai celebrilor săi compatrioți Lucio sau Kaká. Eu belong Iisus Cristo, că nu știu cum se spune în român și... Cum? Aparțin Dumnezeu. Da, e de la soția mea, știi, ea mi-a dat și am promis dacă îi dau gol și ridic tricou. La final, Cardoso a primit trofeul de cel mai bun jucător al meciului chiar din mâinile lui Gică Hagi. Acesta a glumit pe seama brazilianului care i-a eliminat echipa din cupă. L-a felicitat însă pe Cardoso în limba portugheză. Acum, după ce m-a bătut, îi dau și dă. Da. Pentru un gest de fair play. Da, da, a venit ce mai... Ok. Norabuena, que te vaya bien. Obrigado, gracias. Soy muy feliz. Un gest de fair play. Trebuie să fim, să avem fair play. Noi, chiar dacă suntem superați că am pierdut, el e fericit, pentru că a făcut un meci bun și, bineînțeles, că a fundat să marcheze două goluri foarte bine. Cred că a fost cea mai frumoasă ziua pentru mine, că a dat două gol și, mai important, că a câștigat un trofeu de cel mai mare jucător din România și, cred că, și în lume. Că Raj, ce să zic, nu știu dacă e român sau brazilian. Când era fotbalist, a lăsat spectacol pe teren. Evoluția lui Cardoso nu i-a impresionat însă pe toți. Bosul Condescu încă e supărat pe brazilian după declarațiile apărute în presă. Cardoso? Ce ziceți? Cardoso cred că se ține mai mult de festivisme. Asta e, el trebuie să fie readus cu picioarele pe pământ. A avut și momente bune și foarte bune și momente mai puțin bune. Fiecare dintre jucători însă și-a dat silința pentru a arăta cât mai multe la această partidă.